Avem așa, Silviu Sanda român, Edemona ungur, Valii Săroiu român și încă Carci Boier ungur secui 100%. Deci suntem 4, 2 la 2. Din fericire să știi că nu prea ne certăm, ne înțelegem foarte bine. Suntem 2 români și 2 unguri în formație și ne merge foarte bine. Probabil pentru că venim cu energii ancestrale diferite. Suntem două popoare total diferite și se îmbină interesant chestia asta. Chiar iese foarte bine. Silviu, pentru mine a fost o surpriză să te-am avut în calitate de solist vocal. Eu te știam cu Eu nu, bază. deci eu zic o chestie, eu niciodată nu o să mă consider un solist vocal. Păi, până una alta, Niciodată nu o să. Eu mă consider un om care cântă și cu vocea. Menirea mea e să cânt și cu vocea, eu nu sunt și nu o să fiu niciodată un solist vocal în sensul ăla de, nu știu, de eu nu o să compun niciodată cu Marcel Pavel sau cu ăia sunt, nu știu, poate au, sau chiar Adi Copilul Minune sau Adi Minune, ăla tot așa, are o voce impresionantă. Eu nu mă consider o voce impresionantă sau așa, eu doar emit niște vibrații cu vocea pe care mi-a dat-o Dumnezeu mie. Și, practic, pe toate piesele, tu nu, ești... Nu, și de cântă cu mine cot la cot acolo. Cine transmite mai bine, ăla cântă. Cine zice ăla e. Cine zice ăla e. Da. Care este cea mai mare provocare atunci când cânti și cu vocea și la un instrument? Că trebuie să te concentrezi pe două lucruri, mai ales când ești da, în concert. Așa este. Mai ales când cânti să cânti cu basul și cu vocea e destul de greu, uneori poate fi imposibil, depinde ce linii de bas ai de cântat. Norocul nostru este că și eu și de cântăm și la bas, și la chitară, și la voce. Și sunt unele piese imposibile pentru mine să le cânt și cu basul și cu vocea. Și atunci iei el basul, cânt el cu basul și cu vocea, backing vocals și așa. Și eu cânt chitară și voce. Sau și tot așa. Ne rotim, ne schimbăm. Cânt el cu basul, cânt eu cu basul.